Vreau să vă spun că mă simt onorat că sunt în această seară în fața dumneavoastră pentru un scop important, Alianța pentru Prahova și pentru dezvoltarea județului Prahova, implicit și pentru municipiul Câmpina. Aș vrea să vă spun că gândesc această alianță ca un fel de restartare a motoarelor social-democrate pentru un viitor mai bun al câmpinenilor. În primul rând, aș vrea să încep prin a mulțumi colegilor din PSD, cât și aliaților noștri, Pro-România și PPUSL, care, prin încrederea care mi-au acordat-o, prin susținerea candidaturii mele la primăria orașului Câmpina, ne vom uni forțele să ducem mai departe și pe tărâmuri mult mai bune acest oraș frumos. Orașul Câmpina, care este al doilea ca mărime din județul Prahova, din nefericire, în ultimii 16-20 de ani, a avut o conducere locală de dreapta care a stagnat dezvoltarea acestui oraș. Pentru că a fost o conducere fără viziune și care a fost puternic marcată de scandaluri de corupție. Îmi propun, împreună cu echipa PSD, împreună cu aliații noștri din Pro-România și respectiv din PPUSL, să ajungem să creștem acest oraș așa cum ne dorim cu toți. Vreau să vă spun că este un moment crucial prin care vreau să recâștigăm încrederea cetățenilor acestui oraș în administrația locală, să îi servim așa cum se cuvine și să le oferim un oraș dezvoltat la nivele și standarde europene. Programul meu de guvernare locală este un program clar, fără promisiuni. Programul meu se bazează pe 5 priorități importante și respectiv priorități pe care le-am cules din perioada asta de câteva luni de zile și prin care am văzut care sunt necesitățile, care sunt nevoile, care sunt nemulțumirile cetățenilor orașului și pe care îmi propun împreună cu dumneavoastră să le elimim și să ajungem acolo unde ne dorim cu toți. Prioritățile mele importante sunt următoare. O Câmpina conectată. Este o Câmpina care să fie permanent în discuție și în dialog cu cetățenii orașului și să digitalizăm toate procesele administrative. O Câmpina activă prin care să încurajăm afacerile și mediul de afaceri local. O Câmpina sănătoasă, pentru că dorim, și așa cum și dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă, să facem investiții în infrastructură și în programe locale de sănătate. O Câmpina educată și culturalizată. Să promovăm valorile locale și să avem un acces mai ușor către cultură și educație. Și în ultimul rând, restructurarea și modernizarea și transparentizarea, mai ales, administrației locale în folosul câmpinenilor. Pentru că tot ce vreau și gândul meu și crezul meu este să fac totul pentru câmpineni, în slujba lor. În principiu vreau să duc o campanie electorală curată, plină de dialog, cu idei constructive. Vă mulțumesc tuturor și, bineînțeles, vă urez succes! Proiectele la care m-am gândit împreună cu colegii mei și împreună cu toată organizația PSD și împreună cu mulți locuitori al acestui oraș, toate sunt, practic, proiecte de suflet. Ce aș vrea să precizez așa și ce m-ar atrage cel mai mult? Sunt zonele astea care, cel puțin în viața mea, au însemnat foarte mult. E vorba de acel minunat loc numit sat de vacanță și zona de Fântâna cu Cireș, unde întrebăt că pot să fac niște lucruri minunate. Aș vrea pentru tinerii din orașul Câmpina, pentru adolescenții din orașul Câmpina, pentru copiii din orașul Câmpina, să reușim să coalizăm acolo o minunată, cum să vă zic eu, un punct în care tinerii să vină să facă sport, în care tinerii să facă tot felul de, un fel de parc de distracții minunat, așa cum a fost, cred că acum vreo 40-50 de ani, zona aceea. În zona Fântânii cu Cireș, cred că amfiteatrul natural pe care dumneavoastră cu toți câmpinenilor îl știți,
aș vrea să îl folosesc cu mult mai multă, cu mult mai multă finalitate. Întrebări acolo, să putem face o mică scenă sub formă de scoică, așa cum am văzut și în alte zone, iar de jur împrejur acel amfiteatru natural să fie pregătit pentru diverse acțiuni, pentru, cine știe, un festival național, un festival național, la nivelul cât putem să-l ducem, de așa natură, încât lumea să se ducă acolo cu maximă plăcere, cu mare, mare plăcere. Sunt niște locuri pe care noi câmpinenii le iubim, pe care le-am ecologizat zilele trecute și vom continua să le ecologizăm așa cum ne-am propus și cred eu că o să fie niște locuri foarte frumoase în viitorii 4 ani sau mai mult. Sigur că facem o treabă foarte bună în alianță și tot o să ne întâlnim. Vă mulțumesc! Trebuie să recunosc că vin mereu aici, în Câmpina, cu mare drag, iar în această ipostază îmi place să vin și mai mult, pentru că trebuie să anunțăm această alianță, Alianța pentru Prahova, și așa cum bine cred că știți, domnul candidat, domnul Moisescu Nicolae, candidatul Alianței pentru Prahova, și domnul Davidescu, reprezentantul Pro-România și candidatul pentru Consiliul Municipal Câmpina, au înțeles și au făcut posibil această alianță, au discutat proiectele pe care doresc să le implementeze în Câmpina și eu cred că împreună vor veni în fața câmpinenilor cu un program solid, ceea ce este de așteptat de la aceste formațiuni politice, pentru că oamenii au încredere în ceea ce noi am reușit până în acest moment și sigur vor avea încredere în programul de dezvoltare locală, pentru că Câmpina are nevoie de un refresh, de un restart și bineînțeles are nevoie de seriozitate, iar domnul Moisescu asta reprezintă, un om serios, un om pragmatic, un om care a dovedit de-a lungul timpului, în toate funcțiile pe care le-a îndeplinit, că este în stare de orice lucru pe care și-l propune. Este în stare să aducă acea schimbare atât de necesară în Câmpina, în acest moment, și cred că în această formulă, în această echipă, în această alianță pentru Câmpina și pentru Prahova va avea rezultatul pe care cu toți câmpinenii și-l doresc, acela de a schimba fața acestui municipiu care a rămas mult în urmă, din păcate, în ultimii 12 ani de zile. Eu am încredere în această echipă, o să vin cu mare plăcere să-i susțin și le promit că în postura de președinte de Consiliu Județean, din data de 28 septembrie încolo, îi voi sprijini cu siguranță în toate proiectele pe care dumnealor le vor propune câmpinenilor și nu în ultimul rând le pot spune că sunt sigur că nu doar eu îi voi susține, ci și domnul Corlățean și ceilalți colegi de la București, pentru că Câmpina chiar are nevoie de sprijinul tuturor. Stimați colegi, vreau să vă salut cu multă respect. Eu mare bucurie pentru mine să fiu astăzi la Câmpina și mai ales în compania colegilor din Bacchic și din cadrul Alianței. Salut și reprezentantul Pro-România, cu care facem o alianță, cu care ne-am propus să câștigăm alegerile și în Prahova și aici la Câmpina. Mulțumesc, domnule președinte, pentru introducere și mulțumesc domnului Moisescu pentru mesajul său foarte clar. Este un candidat care are toată susținerea Partidului Social Democrat și, iată, al alianței care s-a format aici pentru a câștiga primăria municipiului Câmpina. Este un moment politic important și vă spun de la bun început, am venit astăzi alături de ceilalți colegi pentru a susține candidatura dumneavoastră, fiind profund convins că prezentăm alternativa cea mai solidă pentru primăria municipiului. Și în general, atunci când îmi cunosc colegii, dar mai ales când nu-mi cunosc în mod direct colegii și am prilejul să cunosc oameni de calitate, mă uit în primul rând la profilul profesional, la profilul moral, foarte important, și la proiectele pe care candidatul și echipa le prezintă. Și vreau să spun că am venit cu deplină satisfacție, bucurie, pentru că am descoperit o persoană care
demonstrat în viața socială, în viața profesională, că este un foarte bun profesionist. Acest lucru este important. Pentru cineva care poate a fost mai puțin implicat în politică în acești ani, este important să fi demonstrat în viață, în activitate, că știe să construiască. România nu a excelat în acești ani prin modele de construcție, din păcate, foarte multă tensiune, dezbinare în țară. Domnul Moisescu este un om care profesional are lucruri deosebite făcute în carieră. Și acest lucru contează în politică. Pentru că mulți vorbesc în politică și nu foarte mulți au demonstrat în mod concret că au putut să realizeze lucruri importante. Este o prezumție extrem de importantă pentru o carieră de primar într-un municipiu. A fi inginer într-un domeniu important, a avea rădăcini aici în Câmpina și sunteți câmpinan, provenind dintr-o familie de petroliști, memoria comunității este importantă întotdeauna, cu o profesie de inginer în care în activitatea economică, în domeniul privat, ca manager, conducător, ați demonstrat lucruri deosebite, vă felicit și am toată încrederea că veți putea face lucruri deosebite în interesul comunității locale în calitate de primar. În al doilea rând, profilul, să spunem, privat este unul care contează în egală măsură. Și mai ales în viața socială când devii o persoană publică. Mi-a plăcut foarte mult în materialul de prezentare sublinierea faptului că sunteți un om dedicat familiei. Este importantă familia în societatea românească, trebuie să rămână importantă. Soția, copiii, sentimentul de familie demonstrează o putere de coeziune care este importantă pentru coeziunea comunității locale. Și faptul că setul de valori morale, moral creștine pe care le împărtășiți, le promovați într-un sens public, lucrul este important și ca model în comunitate. Am văzut diferite modele și modele în societatea românească până la cel mai înalt nivel în acești ani. Unele au fost extrem de nocive, extrem de negative. Avem nevoie de modele pozitive, de profesioniști, de oameni care știu să construiască, de oameni care respectă valorile morale. Avem nevoie de astfel de lucruri pe care să le oferim comunității și celor tineri. Nu în ultimul rând, am apreciat proiectele pe care le propună și îi spuneam domnului Moisescu în mod special, dincolo de lucrurile importante pe care le-ați menționat, am apreciat proiectele legate de debirocratizare, de ameliorarea actului de administrație, de digitalizare. Vin ca senator dintr-un județ pe care reprezintă Parlamentul României, de la Dâmbovița, avem exact aceleași preocupări. E nevoie de ameliorarea actului de administrație din care sunt cetățeanul. Este nevoie să nu mai pierdem timpul lucruri birocratice. Este nevoie să modernizăm această societate. Să nu plecăm neapărat de la centru. Să plecăm de la firul ieri. Să plecăm din comunitățile locale. Va fi ce pentru acest program, proiect pe care îl propuneți. Iată, deci sunt foarte multe argumente pentru care la nivelul echipei de la Prahova, PSD cu Pro-România, cu Partidul Umanist. Deci în această alianță ne propunem să le oferim cetățenilor. Avem și am convingerea că cu o campanie electorală organizată, bună, cu un candidat pe care îl respectăm și îl susținem la nivelul Partidului Social-Democrat și al Alianței, putem să câștigăm și vom câștiga aceste alegeri. Spun toate aceste lucruri la Câmpina pentru că va fi o perioadă de efervescență, de campanie. Știu că aveți un proiect foarte solid de campanie electorală, PSD împreună cu aliații noștri. Aveți toată susținerea. Am venit cu mesajul conducerii partidului de susținere pentru candidatul nostru la primăria municipiului. Și spun acest lucru, mă uitam, pentru că în general încerc să fiu bine pregătit acolo unde particip, mă uitam la faptul că simbolic această lansare de candidatură se află într-un loc care a aparținut și acum mai departe familiei unui membru fondator al PDSR, domnul Ștefan Chițu, care a fost și un mare campion în sportul românesc de motocross și de bobi. O chestiune simbolistică și are un anumit sens. Mulțumesc gazdelor noastre pentru faptul că ne-au primit astăzi aici și ne-au oferit acest cadru deosebit. Voi încheia, urând succes colegilor din organizația PSD și colegilor din Alianță, avem de câștigat și putem și vom câștiga primăria municipiului Câmpina.
avem de câștigat un număr de consilieri, un număr important de consilieri locali, care să ajute primarul în deciziile și proiectele care trebuie puse în practică. Avem de dus o bătălie politică și la nivelul județului și toată susținerea pentru candidatura domnului președinte Bogdan Toader la președinția Consiliului Județean. Eu invit cetățenii de la, din municipiu să gândească foarte serios, să fie prezenți la alegeri, să vină să voteze candidatul PSD și candidatul acestei alianțe pentru Prahova la alegerile din municipiul Câmpina. Avem o ofertă de bună calitate din punct de vedere uman, administrativ, politic, dar și proiecte valoroase pentru acest oraș. Vă invit să fiți alături de noi și să dați un primar care să facă cinste acestui oraș pentru că merită. Vă mulțumesc foarte mult!